găsit, dragi prieteni, sunt Rodica Baciu și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. Așa cum îmi place să repet, spun din nou că aici la Credo este un loc de întâlnire al românilor și al româncelor de pe tot mapa mondului. Și ca dovadă, astăzi avem o invitată venită de peste ocean, doamna Aurelia Gabor, venită din North Carolina, o ardeleancă plecată din 1986 din România, dar care a rămas legată cu inima de aceste pământuri și care a venit să ne viziteze. Dânsa ne va fi de folos împărtășindu-ne din lucrarea pe care o face și din experiența bogată de viață. Bine ați venit, doamna Aurelia Gabor! Mulțumesc foarte mult, Rodica! Mulțumesc! Mă bucur și eu foarte mult să fiu aici. A fost o invitație pe care mi-ai făcut-o cu mai mulți ani în urmă, dar fiecare lucru își are timpul lui în viață, așa că mă bucur că de data asta am putut să onorez invitația ta. Mulțumesc! Salut și eu pe toți cei care ne ascultă. Probabil, nu știu unde se transmit emisiunile astea, în România, în diaspora, oriunde. Salut pe toată lumea și doresc să le spun tuturora că, deși locuiesc de 29 de ani în America, totuși inima mea este legată de români și de cei de acolo și de cei de aici. Credo TV este un loc în care, fie aici în studio, fie pe micile ecrane, românii de pretutindeni se simt acasă. Din Foarte România bine. Până în Australia, Statele Unite, Europa, ne bucurăm să avem telespectatori și ne bucurăm să ne putem uni prin mijloacele mass media până la urmă și să cunoaștem lucrările lui Dumnezeu pe limba noastră. Mă bucur că de mulți ani, de când veniți în România, v-ați putut face timp să poposiți și aici la Cluj, la Credo TV. Da. Și aș vrea să ne spuneți un pic care sunt obiectivele vizitei în România. Veniți la rude, veniți pentru lucrare sau pentru ambele? Da. Spun americanii, good question, adică o întrebare foarte bună. Când am plecat acum din Hickory, locuiesc în Hickory, North Carolina, acum, după ce am locuit 27 de ani buni pe coasta de vest, în statul Washington, în area Portland, exact pe graniță între Washington și Oregon. Acum locuiesc în North Carolina și avem biserică română acolo. Chiar sunt foarte fericită să spun că există o comunitate frumoasă de români și în North Carolina și chiar în area unde locuiesc eu. Și când am plecat, fratele pastor de acolo, fratele Nelu Urs, a avut îndemnul și amabilitatea să mă invite și în fața bisericii și exact această întrebare mi-a pus-o. Care sunt obiectivele și scopul pentru care merg în România? Toată lumea știe că fac tot felul de misiuni, dar zice, spune-ne cu gura ta. Și, într-adevăr, am mers acolo și le-am spus un lucru surprinzător, cel puțin pentru anul ăsta. Și voi reveni, în general, asupra scopurilor cu care vin în România. Am spus, și este adevărat, e foarte greu, anul acesta, practic, nu mi-am făcut un program pentru șederea în România. Deși voi sta 5 luni de zile. 5 luni de zile este, să zic așa, o perioadă de timp destul de lungă, nu este un timp scurt. Și eu am fost surprinsă că timpul acesta de 5 luni mi-a fost rezervat să stau în România. Chiar discutam cu soțul meu care mi-a făcut aranjamentele de bilet și așa. Zic, cum de mi-ai luat bilet pentru 5 luni de zile? Zice, nu știu, probabil e ceva special de făcut acolo, nu știu. Și mărturisesc în fața bisericii și le-am spus și vă spun și vouă și spun tuturora. Întotdeauna când am un îndemn din partea Domnului sau un gând sau îmi plănuiesc să fac ceva, la începutul fiecărui an, în primul rând vin înaintea Domnului și îi spun, Doamne, nu știu ziua de mâine, nu știu timpul în care voi mai putea, nu voi mai putea să fac anumite lucrări, dar totul pun în mâna ta. Te rog frumos, fă planurile. Și am știut un lucru în clipa când am plecat de acasă și anume că planurile sunt făcute.
Planurile n-au fost făcute de mine, este foarte adevărat, dar știu cu siguranță că planurile mele și pentru toată perioada șederii mele aici sunt făcute de Dumnezeu. Unul dintre obiectivele pe care le-am avut precise, să zic așa, pentru anul acesta a fost să prezint un curs pe care l-am făcut de la ultima mea plecare, care a fost anul trecut în septembrie de aici din România și până când am revenit. Și cursul acesta este cursul de recuperare după un doliu personal și despre lucrurile acestea vom discuta mai mult atunci când vom discuta despre studiile pe care le-am făcut. Altfel, într-o altă ordine de idei, o serie întreagă de studii biblice pe care le-am făcut din anii precedenți sunt disponibile practic și oricând pot să le țin în diferite grupuri, pentru că Dumnezeu pregătește, este foarte interesant cum Dumnezeu pregătește pentru fiecare grup specific în parte ce anume este necesar să primească. Și am încredințarea asta, eu întotdeauna mă rog și zic: Doamne, când sunt invitată undeva, zic: Doamne, Tu știi mai bine decât mine ce anume nevoie și care este nevoia poate a unei persoane, poate a unor mai multe persoane din grupul respectiv. Mă interesează nivelul de toate, să zic așa, nivelele a grupului respectiv. Care este nivelul de vârstă? Și asta este foarte important, pentru că cine este, să zic așa, la vârsta de 50 de ani, să zic 60, nu mai este interesat, bineînțeles, în consiliere premaritală, n-are de ce, cu toate că eu am cursuri pregătite pentru așa ceva. Cine este chiar la o vârstă, cum zic, la vârsta mea, poate este mai puțin interesat în cursuri despre succesul căsătoriei. Multe sunt văduve deja sau știu eu. Nu te mai interesează atât de mult. Dar există pentru aceste tipuri de grupuri, există ciclul de studii integritatea care aprofundează trăirea noastră cu Domnul și asta este o vârstă la care deja trăiești. Deci, în felul ăsta, ca să revin la scop, deci primul scop mi-a fost să prezint cursul acesta de recuperare după doliu. Un alt scop este să prezint orice fel de cursuri care mi se solicită. Un alt scop este să vizitez diferite lucrări pe care eu și soțul meu le finanțăm lunar de acasă. Și în general ne-a plăcut să facem aceste tipuri de finanțări de asemenea manieră încât să fie lucrarea noastră. E adevărat că lucrările mari colaborăm și cu alții și lucrăm împreună ca un efort comun așa de a ajuta o anumită lucrare specifică, dar în general noi dorim, eu și soțul meu am pornit împreună pe drumul ăsta și pe calea asta de a avea anumite lucrări specifice pe care le suportăm lunar și toate sunt de aici din România. De aceea când eu vin și când soțul meu va veni mai târziu în luna august, mergem împreună și vizităm aceste tipuri de lucrări. Scopul este să încurajăm, nu să verificăm, nu avem mania verificărilor, pentru că cei cu care lucrăm avem o totală încredere în ei, vedem lucrările pe care le fac, deci niciodată, nici eu, nici soțul meu și nici nu vreau să fac așa ceva vreodată, să discutăm aspectele financiare. Ceea ce dăruim în numele Domnului și Domnul să fie, Duhul Sfânt să fie cel care va inspira pe cei care primesc aceste suporturi să le folosească în scopurile în care El știe că este necesar și ei știu din nevoile lor că este necesar. Cam acestea sunt scopurile. Da. Multiple și obiective, da, deosebit de importante, mai ales în perioada aceasta în care noi vedem că România se transformă. Nu știu dumneavoastră cum vedeți, venind de afară, cred că veniți în fiecare an. Aproape. Aș vrea să îmi spuneți un pic cum vedeți din afară evoluția României. Da, întrebarea este foarte interesantă, Rodica. Observ aspecte foarte bune comparativ cu timpurile când noi am plecat și astea se referă la, cel puțin din punctul meu de vedere, la aspectul alimentației, la aspectul aprovizionării, la business-uri, ceea ce pe mine mă încântă să văd că
românii sunt capabili să facă un business, românii sunt capabili să-și cumpere lucruri care înainte nu se cumpărau, pentru că nici n-aveai de unde. Erau timpurile când aveam cartelele, când îi povestesc fiicei mele, ea, deși era 16 ani când am plecat din România, dar ea încă nu simțea, nu știa ce înseamnă aprovizionarea. Dar să primești 8 ouă pe lună, să primești, știu eu, o cantitate minimă de alimentele de bază, pentru ea parcă îi se pare acum destul de straniu. La ăștia mici, că am doi nepoței, este imposibil să le povestești așa ceva, că ei, mintea lor nu percepe și nu pricepe. Când acum ești în generația în care ești îndemnat să consumi mai mult decât îți trebuie, exact, ca să plătești, da, pentru asta. Și ei s-au născut într-o generație a consumului și deci pentru ei e foarte greu să le explici ce am experimentat noi pe timpul șederii în România. Dar, cum zic, aceste aspecte mi se par pozitive și sunt bucuroasă să văd. Eu întotdeauna mi-a plăcut să privesc așa mai larg cumva, chiar și problemele economice, nu mai vorbesc de cele spirituale, și voi reveni și la acestea și de aceea, ca să spun așa, mă bucur când văd oportunitățile și posibilitățile care se oferă astăzi, și anume de a avea un business personal, de a primi calificări de care înainte nici nu știai că există. Ce mă, să zic așa, mă deranjează sau aș putea să spun că observ ca un aspect negativ, este faptul că încă, eu cred și consider că mulți dintre români încă nu știu să beneficieze de oportunitățile care li se oferă. Adică foarte mulți își imaginează că având un business înseamnă doar să încasezi bani. Este cu totul altceva, de fapt. Este cu totul și cu totul altceva. Eu am avut business-uri în America și știu ce înseamnă a avea un business și recomand oricărui român, care vorbim de partea economică acum, care se gândește să-și facă un business, să fie foarte conștient că va trebui să țină în totalitate în mână toate frânele business-ului respectiv. Chiar dacă va avea lucrători, chiar dacă va avea angajați, chiar dacă va avea orice, el trebuie să știe la orice oră din zi și din noapte ce se întâmplă acolo. Pentru că dacă nu va ști, el nu va ști ce să le pretindă celorlalți. Ca să revin acum la partea spirituală, la aspectul spiritual. Sunt plăcut impresionată, aș putea să spun, de dorința de cunoaștere și dorința de a ști mai mult și de cooperare, ca să zic așa, și de a ști mai mult chiar dintr-un unghi diferit, dintr-o manieră diferită, să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Și asta îmi place foarte mult, pentru că înainte existau, aș spune așa, ideile astea, mergeai direct înainte, așa, citeai litera de slovă și o interpretai ca atare. Erau niște tipare, exact, moștenite. Exact, niște tipare moștenite care, de la care foarte greu se mișca lumea. Și pentru că îmi vine așa în minte o chestie, am să o menționez, sper să nu consumăm prea mult timp. Îmi amintesc de faptul că, bineînțeles, pe vremea când eram în România, eram... Soțul meu este medic de profesie, noi am făcut, cum spun, școlile la Cluj, deci puțin mergând în provincie, aveam, să zic, puțin așa o altă vedere asupra tipului de îmbrăcăminte, în special eu ca femeie. Și începuseră în perioada aia ideea să-ți pui doar o bentiță pe cap în loc de având batic cu col sau legat în față sau știu eu. Și am practicat chestia asta o perioadă, făceam parte din Biserica din Deva, Biserica Baptistă, și am practicat bentița o perioadă până când la un moment dat m-am trezit că mă cheamă un frate pe care acum bineînțeles că nu mai este în viață, a fost 40 de ani în urmă, știu eu, m-a tras acolo într-un colț acolo și mi-a spus așa, zice: draga mea, nu vreau să-ți spun alții, dar vreau să-ți spun eu. S-a hotărât în comitetul bisericii să se poarte așa, să se poarte cu colțul în spate,
Zic, ok, mulțumesc, frate Mischie, îl amintesc că nu mai e între noi și se poate spuneți mulțumesc. Și așa am făcut, bineînțeles, n-am vrut să fac nicio notă discordantă cu ceea ce, mai ales că poziția noastră era cumva diferită, să zic, și ar fi zis, ei, uite, acum sunt mai tineri, sunt mai nu știu ce, ce vor să facă. Ce vreau să spun cu asta este că, ok, ne-am legat, așa cum ni s-a spus. În 4-5 ani, deja bendița era ceva foarte obișnuit, deci n-a mai fost o problemă. Acum, după ce am revenit în România, ceva de plastic acolo în cap sau orice fontă pusă, nu știu cum, deja face, să zic așa, serviciu unui batic, cum ni se cerea pe vremuri. Ce vreau să spun, deci, rămânând în tiparele care noi am considerat ca literă de lege și Evanghelie, aș spune că nu este cea mai bună idee, ci trebuie să privim dintr-un punct de vedere mult mai larg ceea ce înseamnă mântuirea, ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi, modul în care Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de toate categoriile de oameni, fără să o întrebe nici pe femeia păcătoasă, nici pe cealaltă, unde ți-e baticul sau unde ți-e mâneca sau știu eu, chestii de genul ăsta. Deci, o înțelegere mai largă, aș spune, nu neapărat a pleca pe calea largă, pentru că e o mare diferență și eu înțeleg foarte bine mersul pe calea îngustă și mersul pe calea largă, le înțeleg perfect, dar încerca să îngrădești pe cineva în niște tipare, nu vei face altceva decât să-l distanțezi de realitatea adevărului și de mântuirea care de fapt nu ține de aceste lucruri. Da. V-am urmărit cu atenție și îmi dau seama că aveți o capacitate mare de a înțelege oamenii, având și studii în domeniu, în consilierea creștină, un masterat. Subiect despre care ar vrea să discutăm într-o altă ediție a emisiunii noastre, pentru că e foarte important să învățăm să înțelegem pe ceilalți care nu sunt din același material ca noi. Absolut. Și să nu vrem să-i schimbăm pe ei ca persoane, ci Dumnezeu să ia chip în ei, nu noi să luăm chip în ceilalți. Mă bucur de ceea ce ați remarcat despre România și trebuie să recunoaștem că din punct de vedere spiritual sunt lucruri care ne îmbucură, dorința oamenilor după Dumnezeu și deși este o criză politică, avem mare încredere că Dumnezeu va schimba lucrurile în favoarea împărăției Lui și nu vom mai fi în continuare sub întuneric, sub autorități care să ne îndrepte înspre altceva decât înspre adevăr. Și aș vrea să vă întreb despre vremurile în care ați plecat, cum ați luat decizia, nu știu, dacă vă pare rău sau bine, dacă ați făcut această schimbare. Oricum, ce e important că ați rămas cu România în inimă, că nu de alta veniți în fiecare an aici. Exactly, da, așa este. Da, întrebarea ta e interesantă și încerc să concentrez, de fapt, ceea ce mi-ai cerut să spun. Timpurile în care noi am fost în România au fost, n-aș putea să spun pentru mine că au fost timpuri rele și nici timpuri grele. Deși situația economică a fost în felul în care a fost și o știm cu toții, nu mai are sens să o rediscutăm, nu situația economică ne-a obligat să plecăm din România, o spun foarte sincer. Și aș putea să spun că a fost cumva, nici nu știu cum să formulez lucrul ăsta, pentru că ar părea interesant, așa când voi spune, probabil pentru unii, nu pentru toți, că totuși a fost un plan al lui Dumnezeu cu viața noastră. Deci, aveam deja 16 ani de căsătorie când am plecat din România, 17 ani când am plecat din România, 18 când am ajuns în America. Deci la vârsta asta, ca să zic așa, majoritatea românilor sunt deja și erau și în timpul ăla realizați într-un fel, adică fiecare avea o locuință, fiecare avea o direcție în viață, avea o meserie și așa mai departe. Și exact același lucru s-a întâmplat cu noi.
Soțul meu, fiind de profesie medic stomatolog, nu mai are rost să menționez faptul că n-am dus lipsă de nimica. Deci aveam, și pot să fac afirmația asta, nu bani cu buzunarele pline, ci cu poala. Așa a fost. Am fost familie mică, am avut un singur copil, ne-am permis, am plecat bine și de la început și ne-am permis așa încât în clipa când noi am plecat din România aveam o casă în Deva cu 3 nivele, făcută, terminată, nu cu banca cum e toată lumea astăzi, ci o casă plătită în întregime, o casă plină cu de toate, plină de covoare, plină de bibelouri, plină de știu eu ce era pe atunci, cristale. Și totul, și nu pot să mă plâng că aș fi dus lipsă, că vai de mine, n-am avut ce mânca. Nu pot să spun lucrul ăsta. Dar exista în noi ceva care nu ne dădea pace. Nu știu cum să-ți spun. Rodica, mă uitam, aveam vitrinele pline, arhipline. Soțul meu este un soț, pot să-l caracterizez ca un soț ideal. Deci un om care, într-adevăr, a încercat și încă o face, să-mi satisfac toate plăcerile, tot ceea ce observă că mie îmi face plăcere, deci să-mi facă. Și vizita mea aici în România de 5 luni de zile, că el a rămas acasă, este o dovadă a dragostei lui față de mine, pentru că, mă rog, care soț și-ar lăsa soția să fie departe de casă atâta vreme? El a făcut-o cu plăcere, aș zice, să nu zic cu plăcere, dar a făcut-o știind ce face. Ca să revin înapoi, mă uitam la lucrurile din casă, la toate obiectele pe care le aveam și începuseră la un moment dat pur și simplu să, nu știu cum să-ți spun, nu neapărat să-mi fie urât de ele, dar să le observ vanitatea, să observ că tot ceea ce aveam practic și efectiv pentru mine ca și creștină nu aveau niciun fel de valoare. Și am spus soțului meu, la un moment dat, i-am spus, te rog foarte frumos, că el dacă observam ceva undeva, am văzut o vază chinezească, nu știu pe unde, sau un cristal. A doua zi mă trezeam și mi-l cumpăra. Și am spus, te rog eu foarte frumos, nu mai îmi cumpăra toate lucrurile astea. Pur și simplu simt că pentru mine ele nu mai au o valoare. Soțul meu s-a mirat și a zis, oare de ce? Și el a lucrat foarte mult la casa pe care am construit-o, că e un băiat extraordinar de harnic și venea de la serviciu repede, făcea câte ceva. Și întotdeauna cântarea lui era, de lucru tău altul se va bucura. Nu știu dacă știți cântarea asta. E o cântare asta. Care se cântă la mormântări și exact. În zilele noastre. Și la cele țărmuri, dincolo de râu și nu știu ce. Și dacă mergeam cu mașina, aveam și mașină și tot, tot exact lucrurile astea. De asecerat, altul va semăna. Exact. Măi, Tibi, zic, așa-l cheamă pe soțul meu, dar te rog frumos, mai schimbă placa, te rog, cu cântările astea, că pur și simplu mă îmbolnăvesc să tot aud. Acum avem tot ce ne trebuie, mă rog. La un moment dat, prin anii 80, poate 81, 80, 81, 82, așa ceva, soțul meu a început ceva studii biblice, underground, deci ilegale, ca să spun așa, împreună cu alți colegi pe care i-am avut aici la Cluj, creștini și ei, niște studii biblice. Studiile și, bii, cumva? Cred că bii erau, cred că astea erau, că probabil erau singure, organizate de cineva din Statele Unite. După amintirile mele, cred că era fratele Țon sau era o echipă, nu știu precis să spun, dar cred că așa era. Și în orice caz, a fost o perioadă pentru familia noastră, pentru amândoi, pentru că amândoi în final am fost prinși în aceste studii. A fost o experiență extraordinară. Practic, am început să creștem spiritual, am început să ne să înțelegem în cu totul, sub o cu totul altă formă, ca să zic, viața de creștin, pentru că foarte mulți înțeleg viața de creștin în felul ăsta. Am declarat că m-am pocăit, m-am botezat, m-am pus în bancă și asta este the end of my life, sfârșitul vieții mele de creștin. Mă îngroapă biserica și am terminat. Ei, noi am început să înțelegem că, de fapt, creșterea noastră spirituală este o cerință absolut necesară pentru a putea face față, ca să zic, în ziua aceea când ne vom înfățișa înaintea Domnului. Mai mult decât atât, nu numai pentru noi, dar chiar și pentru cei din jurul nostru. Este extraordinar de important să poți să comunici cunoștința și
să zic așa, viziunea și vederea pe care Dumnezeu ți-o dă asupra vieții de credință. Cursurile astea au fost extraordinar de importante pentru el, ca să spun așa, pentru soțul meu, și soțul meu venea acasă și mi-a explicat tot ceea ce învăța la cursurile astea. Mai mult decât atât, fiind organizate din America, americanii deja aveau și lucrările cu femeile deja gândite, pornite, demarate, lucrate, deci toate lucrurile astea la ei erau altele și ei încercau, nimeni nu visa că va veni vremea libertății, deci în condițiile alea ei visau să implementeze și în comunitatea română și în bisericile române ideea asta de a demara lucrarea cu femeile. Ideea asta era inexistentă pentru noi atunci. Și în felul acesta, deci a pornit, ca să zic așa, ideea noastră despre ce înseamnă un creștin adevărat. Revin acum la ce s-a întâmplat și cum de ne-am gândit să plecăm. Cum zic, aveam absolut de toate. Din punct de vedere material, nu ne puteam plânge de nimic. Pe aici, pe acolo, n-aș numi persecuție ce ni s-a întâmplat la serviciu, adică te mai chema, toată lumea se mira de ce nu te faci membru de partid, că vorba aia arăți deștept și arăți nu știu cum. Soțul meu a avut o atitudine pe care am admirat-o și întotdeauna eu am fost mai fricoasă, trebuie să recunosc lucrul ăsta, nu am de ce să mă laud. Soțul meu în prima zi când s-a prezentat la policlinică, a luat post în policlinică la Hunedoara, în clinica de stomatologie, și primul lucru pe care l-a făcut, s-a dus și a spus, doamna, era o șef acolo, doamna Iancovici, doamna Iancovici, sunt Tiberiu Gabor, am primit repartiție aici, sunt căsătorit, aveam deja fetiță, avea 3-4 luni, am un copil și sunt creștin. Deci asta a fost ceva ce am admirat la el. Și bineînțeles că toți au rămas șocați, pentru că toți creștinii în timpul ăla se știa că e, dar nimeni nu s-a afirmat în felul ăsta. El a făcut lucrul ăsta tocmai cu scopul ca să nu înceapă să-l preseze, vino, fă-te membru de partid, să facă ei cercetări și să te preseze cu unele lucruri. Eu am lucrat într-un institut de subingineri și am fost mai fricoasă. Și soțul meu îmi spunea întotdeauna, m-au prins că era mai tânără decât el, și m-au prins cu UTC-ul și zice, hai, șeful de UTC, nu vreau, că eu știam cine sunt, cum să fiu la UTC și așa mai departe. Dar până la urmă m-au prins și soțul meu mă tot încuraja, zice, spune-le cine ești, așa, n-am îndrăznit, dar a venit în 75 un congres al, nici mai știu cum îi zicea, al culturii socialiste, ceva de maniera asta, și atunci toți cei care, în special învățământul, a fost vizat. Și eu, omenește vorbind, aveam relații foarte mari care m-au și introdus acolo la institutul ăsta de subingineri și n-au îndrăznit să zic așa, să-mi facă nimic, dar am simțit izolarea care s-a produs în jurul meu. Deci în clipa în care s-a menționat numele meu, că uite și doamna Gabor pe acolo și nu știu ce credincioasă și nici mai știau ei ce, că multe variante circulau despre credință, în clipa aceea deja am observat cum s-a făcut lumină în jurul meu, deja nimeni nu mai se fereau, și interesant cum au fost reacțiile, se fereau până și prin curte să mă întâlnească, să nu aibă ocazia să mă salute și să nu se creadă că au vreo relație cu mine. Ei, ce vreau să spun, toate aceste aspecte au avut un impact asupra noastră, și soțul și-a avut și el, mă rog, problemele lui la serviciu, lipsă de promovare și așa mai departe, dar aș zice, nu le-aș considera persecuții, dar pentru noi au însemnat ceva, aveam o fată, aveam un copil, creștea și ea, nimeni acum zic nu s-a gândit că vor veni alte timpuri, alte vremuri, și am zis așa, noi suntem tratați în felul în care suntem tratați. Fata noastră cu siguranță se va căsători, crescută în mediul creștin și așa, cu siguranță se va căsători tot cu un creștin. Consecințele și pentru ei vor fi la fel. A început să se înfiripe în gândul nostru ideea aceasta de plecare. Măi, să încercăm să plecăm. Între timp, cum spun, cu școala asta, BIA soțului meu, deci ilegală,
Am organizat și la noi acasă multe întâlniri de felul ăsta, că se întâlneau pe grupe de studiu. Pe grupe de studiu, dar în diferite locuri. Niciodată, să zic, sau cel puțin nu săptămâni la rând sau așa în același loc. Deci, lucrul din nefericire, nu știu, soțul meu și-a făcut și el un grup în Deva cu creștini din bisericile creștine, nu neapărat numai de la baptiști din Deva, și pe undeva treaba a răsuflat. Nu știu ce s-a întâmplat, nu vreau, avem, mă rog, ideile noastre și suspiciunile noastre, nu vreau să intru în aceste amănunte. Chestia este că deja soțul meu a început la serviciu să aibă anumite provocări de care absolut Duhul Sfânt i-a spus și și-a dat seama că nu erau provocări normale. Deci erau provocări și acum pot să mărturisesc dacă un doctor și atunci, dacă era prins că, știu, lua bani sau știu eu ce, erau exact aceleași probleme cum se poate întâmpla oricând. Și am prins niște lucruri care deja ne-au pus pe gânduri. V-ați gândit. Absolut, absolut. Și erau deja, știam că sunt puse în funcție. Și în conjunctura aceasta, ce am putut să facem decât să cerem în rugăciune sfatul Domnului și să zicem: Doamne, noi avem de toate, sunt foarte bine, tineri nu mai suntem, totuși situația de aici pare foarte periculoasă, care este sfatul pe care ni-l dai? Și ne-am rugat așa, eu bineînțeles inițial nu am fost de acord să plecăm, pentru că aveam toate rudenile aici așa, dar în consecință, văzând ce se întâmplă, zic ok. Și în clipa în care, spun Rodica, în clipa în care amândoi am agreat, da, este o idee bună să ne gândim la treaba asta, lăsăm totul în urmă, asta este, nu este ușor să faci lucrul ăsta la 40, la 39, la 43 de ani, asta au fost vârstele noastre, dar să încercăm dacă va fi și voia Domnului. Și a deschis soțul meu scriptura după rugăciune și timp pe care l-am avut împreună înaintea Domnului și a ieșit ceva, îmi pare rău că n-am adus scriptura și nu rețin chiar precis, este undeva la Mica, nu mai mă uit că și pierdem timpul, este undeva la Mica, cred că 3 cu 10 sau 3 cu 3 sau așa ceva, și scrie acolo așa, zice: ieșiți și plecați, aici nu este loc pentru voi, căci din pricina destrăbălării, din pricina murdăriilor, vor veni timpuri foarte grele. Veți ieși pe poartă și Domnul va fi înaintea voastră. Ce frumos! A fost ca o... m-am uitat la soțul meu, soțul meu la mine. Asta este răspunsul Domnului. Și soțul meu zice: Doamne, că soțul meu e un om, un om foarte cerebral. Lui nu poți să-i spui că știi că nu știu ce, s-o dus cu tare, o mers pe un drum și acum și eu voi merge pe drumul ăla și nu. Deci este un om foarte cerebral, dar și foarte credincios. Și zice: Doamne, eu îți mulțumesc pentru răspunsul ăsta, dar ăsta este răspunsul tău, chiar ăsta este, chiar ne pregătim. Noi nu aveam cereri de plecare, nu aveam absolut nimica. Chiar ăsta este răspunsul tău și... mai deschide odată și la un psalm, el îl știe, eu nu rețin, scrie așa, zice: când m-ai întrebat, ți-am răspuns, acesta este răspunsul meu pentru tine. Ne-am uitat amândoi unul la altul, am spus ok, asta este, deci trebuie să ne gândim ce avem de făcut. N-aveam cerere, n-aveam nimica. În perioada aceea se ieșea din doi în doi ani în țările socialiste. N-aveam nici pașapoartele acasă, nimica. Însă hai să ne facem cerere de țări socialiste. Și ne-am făcut de toate țările socialiste. Aveam ceva bani cineva, am cumpărat niște dolari pe care l-am rugat pe cel care, de la care am cumpărat, care era în America, trimite-ni în bancă cu scop de excursie. Și așa a și făcut. Ne-a trimis și noi deja aveam de ceva bancă, nu se mai dădeau bani, absolut deloc valută ca să pleci nici măcar în țările socialiste. Și, într-adevăr, am primit banii respective, am primit aprobarea să plecăm în țările socialiste și pe 2 august am ieșit din România în 86, exact cu 29 de ani în urmă,
Și ne-am dus, am trecut în Ungaria. Am ajuns în Budapesta, era într-o sâmbătă, nu uit niciodată, ne-am aranjat că aveam niște aranjamente de cazare. A doua zi ne-am dus la o biserică, eram cu mașina, ne-am dus la o biserică pe care, în fine, soțul meu avea o adresă și ne-am dus la o biserică baptistă. Soțul meu vorbea ungurește foarte bine, că el e din area Clujului, de la Huiedin, un sat numai de unguri, care acolo s-a învățat, a făcut pe urmă tehnica la Oradea, o droaie de maghiare, acolo aici facultatea, deci vorbea perfect ungurește. Și ne-am dus la biserică acolo. De acolo luni, nu știu pe unde ne-am mai dus, ca să o fac scurtă, pe 2 am intrat în Ungaria și pe 7 am fost în Viena, fără nici un fel de aranjament prealabil. Deci, în clipa în care spun lucrul ăsta, mă revin înapoi și spun ceea ce i-am spus soțului meu când eram în România, când el mi-a spus cu plecatul, cum să zic, dragul meu, n-avem cum să plecăm din moment ce noi n-avem nici măcar o cerere pentru o țară occidentală, nu? Ca să zici că rămâi acolo. Și i-am spus așa, n-am să uit vorba asta niciodată, numai dacă soțul meu n-a vrut să plece singur niciodată. Deci, fără noi în niciun caz, nici numai cu mine, nici numai cu fata, deci ori toți trei, ori niciunul. Și i-am spus așa, dragul meu, numai dacă Domnul ne va lua de cap pe toți trei, ne va purta așa pe deasupra țărilor ăsta și ne va trânti undeva în Austria. Ei, exact asta a fost. Cineva i-a spus soțului meu că este curs zilnic Budapesta-Viena cu vaporașul. Bineînțeles că, cum spun, nu aveam viză de Austria, niciunul. Și totuși soțul meu se duce, zice, ce poate să-mi facă decât să-mi zică nu te duce. Ok, nu-ți dau voie. Și era un lucru foarte frumos, de făcut o croazieră de la Budapesta la Viena. De frumos ne ardea nouă mai puțin atunci, dar... Era de înțeles, a fost, așa, obiectivul a fost o idee, turistic. Da. Și soțul meu a fost prima încercare. Soțul meu s-a dus acolo și erau... Ungurii aveau vize, ei puteau să treacă fără probleme, cehii, polonezii, știu eu, ăștia treceau fără probleme. Și erau la rând acolo, debarcaderul este în Budapesta, chiar pe Dunăre, chiar în mijlocul orașului, în centrul orașului, e o clădire acolo, e portul, de fapt. Și se duce soțul meu acolo, singur s-a dus, noi am rămas la cameră cu fata, erau niște călduri, așa cum au fost câteva zile în urmă pe aici. Călduri 39-40 de grade în Budapesta, nici noi nu mai puteam. Și în fine se duce, vede acolo pe ăștia toți cu pașaporte, eu știu ce, și-au luat bilete, se ducă, era un capitan acolo, soțul meu s-a speriat, zice, măi, asta e poliția portului, unde e țară socialistă, zice, unde să mă duc, ce să-i spun că vreau să mă duc, ce să fac? Și i-a fost frică și a ieșit afară, s-a făcut că se mai uită pe acolo, pe la, nu știu ce, anunțuri erau pe acolo. Și până la urmă, ce poate să-mi facă? Ea că îmi zice nu și pace bună. Intră din nou și era un alt tip, acum un tânăr voios, nu mai era nimeni la rând. Măi, și îl întreabă direct, zice, ce vrei, în ungurește. Soțul meu îi răspunde, zice, ce să fac, hai să-i spun, zice, vreau să mă duc și eu să vizitez Viena. Minciuna tuturor românilor, că ți era frică, ce să-i spui, că vreau să plec, nu? Din România. Zice, vreau să merg să vizitez Viena, dar zice, ești singur? Zice, cu nevasta, cu fata, toți vreți să mergeți? Da. Zice, ai pașapoarte? Da, aici erau pașapoarte din alea verzi ca pe vremuri. Zice, știi bine că cu astea nu poți să mergi, nu e rost de mers. Soțul meu, da, zice, știu. În fine. Zice, când vrei să pleci? Spune soțului meu. Când aude? Nu, zice, când aveți bilete, ce eu fi zis acolo. El, ofițerul ăsta avea acolo o secretară, ceva, zice, uită-te și vezi când avem bilete. Era, deci, 6 august. Femeia aia se uită, zice, pe 15 august. Soțul meu a răsuflat cumva ușura, zice, nu pot să mai stau atâta, că n-am atâția bani să plătesc așa și pe dincolea, zice, și nu o să pot să stau atâta. Se uită omul la el și zice... Îi zice femeia alea, uită-te, mai repede, nu avem ceva bilete. Se uită din nou femeia asta și mâine dimineață. Zice, soțul meu, am simțit un fior așa rece pe șira spinării și, în fine, mă uitam așa, cumva confuză omul ăsta, zice, vrei, omule, să pleci mâine dimineață, îl întreabă ăla. Da, 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 zice, vreau. Zice, dar pot să plătesc în dolari, l-a întrebat soțul meu. Da, zice, sigur, nicio problemă, noi luăm orice fel de valută. Și îi spune, zice, și îi spune așa, zice, îți dau bilete numai dus. Dacă vrei să te întorci înapoi, îți cumperi de acolo.
Soțul meu zice, măi, ăsta vrea să mă prindă. Nu-și putea imagina. Bine, zice, știa ce are de gând. Zice, bine, dăm numai dus. Îi dă bilete dus și îi dă soțul meu, zice, $92 te costă. Soțul meu îi dă 150, zice, n-a obișnuit să-i dai, era în stare să dai în România oricât ca să poți să treci în perioada aia, 10-100 de mii de lei. I-a dat 150 de lei, zice, îi dă 50 de lei înapoi, zice, omule, ți-a spus 92. Zice, da, am înțeles, da, nu. Nu, zice, ia-ți banii înapoi. Și caută și îi dă și cei 8 lei, $8 de la 100. Zice, domnule, dar țineți-i măcar ia ceva la copil de la shop, așa se spunea atunci la magazinele astea pe valută. Îi spune, auzi, ai grijă de banii ăștia că vei avea nevoie de ei. Îi dă biletele la soțul meu, soțul meu era năuc deja, nu mai pricepea ce se întâmplă. Vine la noi la cameră, fetelor, bagajele, mâine plecăm. Noi am crezut că plecăm la Balaton, Carlo Vivari, pe unde ne propusesem noi. Aruncă 3 bilete pe masă, Budapesta, Viena. Când le-am văzut, spun, mi s-a ridicat părul în cap. Au fost momente foarte grele, foarte emoționante. Sunt 30 de ani de atunci, dar nu le uit. Și, într-adevăr, a doua zi dimineața, îmbrăcați ca la Polul Nord, că n-am știut ce ne așteaptă, în căldurile alea, îmbrăcați cu haine groase, că ziceam că vine septembrie, era august, haine groase, tot ce am avut, haine de piele, că, mă rog, înțoliți din cap până în picioare, cu câte o plasă de nylon în mână, ne-am prezentat la vapor și am ajuns în Viena. Acolo am constatat, era din nou poliția portului Vamă, am constatat că eram 11 români pe vas, de fapt. Și interesant a fost că din toți cei 11, numai noi 3 am putut să trecem. A fost o conversație acolo, un pic de interviu. Dacă noi toți am fi știut să spunem, dar n-am știut, noi dorim să mergem la lagăr pentru că dorim să plecăm în altă parte, fără nicio problemă, ei veneau, te luau, erau serviciile excepționale, foarte, foarte bune. Dar n-am știut și toți am zis că vrem să vizităm Viena. Asta a fost, să zic așa, ideea pe care am spus-o toți. Pentru că noi am avut bani, nouă ne-a dat voie să intrăm. Se uita austriacul la noi, dintr-o dată zice, pac, 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 3 vize pe pașapoartele noastre, danke, adică mulțumesc, și am trecut dincolo. Ceilalți toți i-am întors înapoi. Deci aș putea să spun și pe urmă, bineînțeles, a urmat lagărul și așa mai departe. Deci aș putea să spun că a fost planul Domnului absolut, pentru că l-am simțit și pe urmă, sunt foarte multe amănunte, nu e cazul să le mai spun, dar sunt interesante, ar fi interesante, dar timpul nostru zboară. Dar ca să revin la întrebarea dacă îmi pare rău sau nu dacă am plecat, pentru că de acolo am plecat și a fost povestea un pic cam lungă, pot să spun că niciodată nu-mi pare rău atunci când este vorba să urmez un plan pe care Dumnezeu l-a avut cu viața mea. Și Dumnezeu ne-a dat o asemenea stare și după ce am ajuns în America, încât niciodată, deși cum zic, am lăsat în urmă foarte mult, foarte, foarte mult material. Nu știu dacă 10 case undeva au fost ca și casa mea, că de multe ori am o casă foarte frumoasă, nu că să mă laud, dar foarte frumoasă în Hicorii, foarte spațioasă, foarte mare numai pentru mine și soțul meu, dar totdeauna parcă îmi vine și îi spun soțului meu, niciuna nu-i ca și casa mea din Deva. Este așa mai mult, nu știu cum să spun, mai mult o, nici n-aș putea să spun că este o obsesie, dar a fost casa mea pe care, mă rog, în care m-am bucurat și așa. Ce vreau să spun este că atunci când îți pui orice fel de plan în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu va crea în tine o asemenea stare personală, spirituală, psihică, îți va crea un asemenea mediu încât nu vei regreta niciodată. Nu vei putea, nu, e imposibil să regreți.
Da. Ascultându-vă și mai ales sublinierea despre casă, da. M-a făcut să-mi amintesc de cântecul lui George Negrea, care spune: noi plecăm din țara noastră, țara nu pleacă din noi. Noi. E un cântec extraordinar și mulți români din diaspora spun exactly sau exact ceea ce simțim noi. Exact. Ei, mai presus de lucrurile acestea pe care le simt toți românii, fie ei copiii ai Domnului născuți din nou, fie nu, cred că e cert ceea ce s-a întâmplat cu dumneavoastră, că Dumnezeu v-a dus acolo pentru că ați avut de lucru pentru El și vă trimite încoace pentru că iarăși are planuri de lucru. Și aș vrea să vorbim, chiar dacă emisiunea e destul de spre final, să vorbim despre acest proiect, despre revista de sub finicul de Borei, prin care eu v-am cunoscut și multe românce vă cunosc. Da, e foarte adevărat. Revista asta, într-adevăr, a izvorât, deci a pornit inițial din biserica din Portland, Oregon, ca să fac precizia de ce, deși am locuit în statul Washington. Portland, Oregon, este exact, nici nu știu cum să spun, ca și centrul Clujului cu Floreștiul, deci așa sunt, le desparte statul Washington și statul Oregon, este despărțit doar de fluviul Columbia, care este un fluviu de cam de mărimea Dunării. Și podul care trece peste fluviu este singurul lucru care desparte, de fapt, cele două state. Exact, cele două state, că e statul Washington și statul Oregon. Și Oregonul, deci Portlandul, era în vremea aceea singurul care avea biserică română baptistă și așa am ajuns și noi că am frecventat biserica aceasta. Când am ajuns eu acolo, deci exista, cum am spus, o foaie volantă, doar așa o foaie îndoită în două, care ei spunea buletinul surorilor. Și ocazional și eu, era deja, exista când am ajuns eu acolo și ocazional mai scriam și eu câte un articol acolo, dar nu întotdeauna, pentru că primii ani în America nu sunt ceea ce crede toată lumea că sunt, că toată lumea își imaginează când a ajuns în America, câinii cu colaci în coadă, este ceva total diferit. Era bine să fi dezvoltat puțin și aspectul ăsta, că poate mulți ar fi priceput niște lucruri despre America, dar uite, discutăm despre revista acum. Deci, comunitatea română, comunitatea din diaspora, ca să zic așa, de români sau de orice fel de grup etnic, își are importanța ei pentru acomodarea celor care decid să plece din țara lor și ajung într-un loc străin. Și să știți că se grupează. Imediat românii se găsesc, au un sistem al lor, nu știu, și ceilalți bănuiesc, se găsesc și se grupează. Un GPS exact, psihic și, mă rog, se găsesc unii pe alții și așa s-a întâmplat și acolo. Când noi am ajuns, exista deja Biserica Baptistă Română, era fratele Aurel Popescu pastor atunci și probabil mulți își vor aminti de el. Iar biserica avea vreo 25 de membri, ceva de maniera asta. Biserica Penticostală deja era mare și Biserica Română Penticostală avea 100 și ceva de membri. Acum azi vreo, cred că, 7-8 mii, dar atunci așa erau. Deci, și ce am observat, nu toată lumea reacționează la fel atunci când ajunge într-un loc care nu este țara lui natală. Și în special inima mea s-a îndreptat spre femei, bineînțeles întotdeauna, și probabil dacă vom avea ocazie să discutăm despre lucrarea mea în cadrul lucrării cu femeile, rolul meu, atunci vom atinge și aspectul ăsta. Deci m-am apropiat de multe femei și am observat că erau triste. Chiar îmi spunea o soră pe care am iubit-o și o iubesc foarte mult, trăiește încă, îmi spunea, zice, noi aveau 5 copii. Noi, zice, numai ne uitam unul la altul și începeam să plângem. Și am zis, o femeie foarte delicată și sensibilă, o femeie a lui Dumnezeu, o soră a lui Dumnezeu, așa, o fiică a lui. Am observat altele care, în special femeile mai în vârstă sau oamenii mai în vârstă, nu vorbeau limba engleză. Deci era un impediment. Nici eu n-am vorbit engleză când m-am dus în America, pentru că noi n-am studiat engleza în România. Și mi-amintesc că erau serviciile sociale foarte, foarte bune și mergeam la serviciile sociale și invidiam pe amărâții ăia care, mă rog, n-aveau ce le trebuia pentru faptul că vorbeau engleză. Eu nu vorbeam încă. Și ca să revin înapoi, deci o publicație, ca să zic așa, în limba ta natală,
a însemnat foarte mult la capătul ăla de lume. Și ne-am dat seama, cum zic, inițial suror le-au inițiat acea foaie, care ei spuneau buletinul surorilor, și care conținea ce știu și ele să pun acolo, adică un mic articolaj, o rețetă, zilele surorilor din biserică, ca să știm ce și cum, câte o comunicare, deci repede se umpleau, ca să zic așa, două coli ministeriale și mai aveau, nu știu ce, floricele pe acolo. Și chiar și acea mică și simplă publicație a însemnat foarte, foarte, foarte mult pentru persoanele care, pentru toate româncele care erau acolo, și mai aveam și inspirația asta să mai dăm și la cele care nu neapărat veneau la biserică. Ei, după câțiva ani, deci eu am ajuns în 87 în America, foaia exista, am participat și eu, cum zic, dar am fost ocupată în primii ani, am muncit, pentru că asta a fost situația mai bună, a venit după 4-5 ani, nu atunci la început, la început am muncit și eu din greu. Și deci nu prea aveam mult timp, dar când am început să am timp, m-am uitat mai cu atenție la foicica asta. Am avut și o colaboratoare foarte bună, care și astăzi colaborează cu mine, sora Ligia Miclea, doctoriță de meserie, și întotdeauna mă împingea: Aurelia, hai să facem revista mai mare, hai să nu știu cum. Până la urmă m-a câștigat de partea ei. Aș spune că este meritul ei, deci nu eu am fost inițiatoarea foii, eu am fost inițiatoarea revistei. Și din 2006, chiar din ianuarie, din 2002, pardon, chiar din ianuarie, am început să publicăm revista exact sub forma sub care se vede, da, pe care o ai în mânuță. Deci din 4 păginuțe mititele, așa cât arăta revistuța, acum are 20 de pagini. Și de atunci, cred că inițial totuși o fi făcut vreo 16 pagini și apoi, datorită materialelor, am crescut la 20. Și atunci am început să... m-am gândit foarte mult cum să observ nevoile care există și să încerc să răspund acestor nevoi. Pentru că degeaba scrii tu ce-ți place și ce te gândești că te pasionează pe tine, problema este că și succesul, cred că, a oricărei publicații stă în a răspunde unor nevoi care există în comunitate. Eu puteam să scriu orice, că îmi plac multe lucruri, dar m-am uitat ce anume este nevoie. Și atunci am început, am văzut că sunt ființe sensibile. Am pus o rubrică de poezie, am văzut că este nevoie de creștere spirituală. Toate articolele mele ca și editoare, pot să spun că m-am autodeclarat, că așa a fost atunci. Zic, hai să facem și cine să fie eu, dacă o fac eu, sunt editoarea ei. Deci m-am autodeclarat ca și editoare și am rămas de-a lungul acestor atâta putere de ani și publicații, am rămas aceeași. Am încercat să pun o rubrica familiei. Rubrica familiei am găsit-o importantă pentru că în condițiile diasporei apar și condiții noi de progres a familiei. Apar probleme diferite decât problemele pe care le ai în general când ești în țara ta. Nu vreau să vă opresc așa brusc, ci doar vreau să vă spun că tare bine mi-a prins călătoria cu 30 de ani în urmă, okay, și chiar cu mai mult, okay, și vă provoc să continuăm în ediția următoare, okay, să vorbim pe larg despre revistă, despre aceste, perfect, materiale, pentru că ne va prinde bine nouă, așa, și telespectatoarelor. Great, mă bucur foarte mult și cât s-a spus, doresc să fie de folos celor care vor auzi. Mulțumim și singur vom relua. Mulțumim mult! Dragi telespectatoare, dragi telespectatori, sunt sigură că v-a prins bine această întâlnire cu doamna Aurelia Gabor, o româncă din Ardeal, plecată în Statele Unite cu 30 de ani în urmă, dar care este o dovadă că atunci când noi plecăm din țara noastră, țara nu pleacă din noi. Amin. O vom reîntâlni pe doamna Aurelia Gabor în ediția următoare să ne povestească cu deamănuntul ce a lucrat pentru Domnul și cum a folosit-o el în planul său măreț acolo unde a trimis-o și ce planuri are pentru România cu dânsa. Vă așteptăm la ediția următoare peste o săptămână. Până atunci, să fiți binecuvântați! O emisiune sponsorizată de Matero.